Poftim, domnul Serotielă. Stimați domn director, stimați membri Academiei, stimați participanți. Da, la propunerea președintelui. În cel ce urmează vă voi prezenta o viziune asupra proiectului de modificare a Codului privind la știință și inovare, care a fost aprobat la 10 iulie curent, precum și propunerile de îmbunătățire a acestuia, cred că considerabile. În primul rând, aș vrea o succintă cronologie și o claritate asupra originii proiectului. Deci, din start, aș vrea să... că în multiple surse originea proiectului este enunțată eronat și precum și data în când a fost inițiată elaborarea. Deci, după cum vedeți pe slide, elaborarea însuși propusă proiect modificare a fost lansat într-un exercițiu de foresight la care au participat peste 400 de experți internaționali și naționali. Apoi a fost elaborată strategie de cercetare și dezvoltare 2020. A fost efectuat un exercițiu de evaluare colegială tip peer review de către o instituție europeană în 2013 și o evaluare intermediară. În 2015, Asamblea Academiei de Știință a aprobat conceptul de reformă, care a fost apoi baza exercițiului de evaluare tip peer review de către Comisia Europeană în 2016. Ulterior a fost elaborat și definitivat proiectul codului de modificare, proiectul de lege de modificare a codului cu privire la știință și inovare de către Academiei de Știință, apoi au fost lansate consultările cu Ministerul de Resort Economiei și Educației, iar recent, la 10 iulie, proiectul a fost preluat, modificat și promovat de către Centrul de Implementare Reformelor. Deci scopul proiectului care a fost aprobat acum luni are o finalitate cu totul alta decât cea care a fost proiectul consolidat al Academiei și Ministerilor. Deci, vedeți obiectivul principal pe slide-a proiectului, dar și scopul final al proiectului, care ține de consolidarea calității procesului educațional, precum și creșterea performanței în domeniul cercetare și inovare, pe când proiectul elaborat din noi diferă prin faptul că propune soluții pentru carențele existente a sistemului, precum și ancorează reforma și propunere legislativă la spațiul european cercetare. În cadrul ședinței Guvernului, președintele Academiei, dar și ulterior în cadrul unei ședințe comune a membrilor Academiei și a directorilor de institute au enunțat câteva propuneri la care aș dori să mă opresc și care cred că sunt relevante pentru platforma parlamentară. Deci, la articolul 68 al proiectului se propune la alineatul 2 după sintagma agenția este condusă de un director general să fie completat cu sintagma care deține titlul științific. Deci, având în vedere specificul agenției de a implementa politica statului în domeniul cercetării și inovării, conducătorul entității ar fi logic să fie un reprezentant al acestui sistem și, în acest sens, cerința de a deține titlul științific va completa cadrul de concurs și va asigura că directorul va avea cel puțin 4 ani de experiență în sistem. Mai departe, articolul 72 la atribuțiile Academiei de Știință se propune completarea cu două alineate noi. Un prim alineat care se prevadă atribuția Academiei de coordonare a activităților instituțiilor subordonate și a doilea alineat care conferă Academiei dreptul de a propune organul central de specialitate, fie acesta ministerul sau guvernul, rămân de văzut redacția finală, drept de înființare, organiza și lichida organizații drept public în domeniul cercetării și inovării din subordine. Docacean, în continuare eu să spun de ce. Adică, dacă să luăm însuși intenția autorităților de a prelua institutele, după cum am menționat și antivorbitorii, dreptul de a înființa instituții este unul inerent pentru orice organizație din domeniu. Fără instituții de cercetare nu poți să oferi careva consultanți sau să realizezi scopul principal stabilit de articolul 71 a codului, prin care Academia este o instituție publică care consultă guvernul. Deci ei trebuie propus așa ceva.
Asta și este propunere, domn Cacian. Propunere de a microfonul viitor, de a efectua cercetări și a avea instituții, nu-i propus. Citiți, vă rog. Păi propunerea este de a înființa institute, a compartimentul care ține de a efectua cercetări în altă parte, domn Cacian. Asta ține numai de instituții. Referitor la instituții, aș vrea să fac o mică analiză, să vă prezint. Au existat și există mai multe discuții referitor la subiectul trecerii instituțiilor de la Academie de Științe, la alte entități, la universități și așa mai departe. Argumentul de bază pentru aceste treceri sau transferări, fiind invocate adesea că asta este o practică unanim recunoscută la nivel european sau internațional. Însă, dacă privim datele oficiale ale Uniunii Europene, vedem că, conform pentru țările UE, cele 28 de țări, universităților le se repartizează 56% din toți banii bugetari alocați pentru cercetare, organizațiilor guvernamentale, și aici cred că în paranteză ar fi institutele cercetare, 30%, iar companiilor 12%. Adică statistica denotă și o vedeți pe slide în diferite culori, sunt exemplificate, că acest deziderat nu este adevărat. Sursa analizei este pe slide. Deci, au existat mai multe proiecte care au promovat această trecere sau lichidare a instituțiilor. Două dintre ele mai relevante este un proiect de lege pentru modificarea codului, o inițiativă legislativă a unui grup deputați în 2011. Principalele prevederi acestuia erau stabilirea efectivului de membri ai Academiei la 30 de persoane și transmiterea mecanică a instituțiilor de cercetare la universități. Un alt proiect a fost în 2015, restructurarea și raționalizarea și modernizarea sectorului învățământ superior în Republica Moldova, care prevedea cu text expres lichidarea Academiei de Științe, transmiterea patrimoniului inclusiv a instituțiilor către universități. În comunitatea științifică este un consens că trecerea, inclusiv cea mecanică de la a instituțiilor de cercetare de la Academie de Științe la alte entități, este un downgrade sau un regres al întregului sistem care nu conduce la dezvoltare. O opțiune în acest sens pentru platforma parlamentară ar fi ca în cadrul discuțiilor s-ar putea fi propusă reorganizarea rețelei instituțiilor cercetare în institute naționale ancorate în priorități de dezvoltare socioeconomică a țării. Deci, în ce constă? Institutele naționale vor deveni entități independente, autonome, din punct de vedere instituțional și financiar. Institutele naționale vor activa în cadrul domeniilor strategice ale țării. Și institutele naționale vor concura cu alte entități pentru finanțarea publică, finanțarea instituțională și prin concurs. Modele similare putem găsi în Statele Unite, în care și modelul Academiei este similar cu cel reflectat în proiect, în Finlanda sau în România, precum și în alte țări, dar cred că cel mai semnificativ exemplu ar fi cel al României, care este și cel mai apropiat. La articolul 76 s-a propus substituirea sintagmei 75 cu 91, s-ar în vedere efectivul limite a membrilor. Această propunere a fost acceptată chiar în cadrul ședinței, argumentul de bază fiind analiza aceasta comparativă și mai ales, dacă spunem așa, un argument foarte în combaterea unor speculații ce vizează cu raportul dintre membrii a unei academii naționale și numărul de populații care îl aveți în ultima coloniță, cu roșu, sunt exemple similare de academii care au un raport similar. La articolul 77 a fost propusă o redacție în care indemnizația lunară viageră să fie stabilită de guvern și aprobată pentru regulament. S-a propus de a menține redacția veche a acestui alineat, respectiv s-a acceptat această propunere, dat fiind faptul că redacția nouă venea în contradicție cu autonomia academică care e acordată prin alte dispoziții legale și subordonează financiar instituția față de executiv.
La articolul 78, ce se ține de activitatea secțiilor de știință, la alineatul 2, litera C, se propune excluderea sintagmei în baza unui regulament aprobat de guvern. Este vorba de modalitatea de desemnare a celor 15 reprezentanți a fiecare secției de știință, care în redacția propusă de autorii proiectului stabilește că aceste 15 persoane, modalitatea de alegere acestor va fi în baza unui regulament aprobat de guvern. Considerăm că o asemenea redacție vine în contradicție cu autonomia Academiei și respectiv membrii adunării generale ar trebui să fie aleși prin statutul Academiei și ulterior procedura să fie determinată printr-un regulament intern. La alineatul 3, litera D, se propune excluderea sintagmii la solicitarea organelor centrale de specialitate ale statului. Este vorba despre prevedere legală care stabilește faptul că organizațiile din domeniu trebuie să prezinte rapoarte de activitate științifică către Academie de Știință. Respectiv, prin menținerea acestei sintagme, Academia doar la solicitarea unei autorități va putea să se expună asupra rezultatelor științifice. Din acest considerent se propune excluderea și această normă să devie imperativă ca Academia să se expună asupra tuturor rezultatelor științifice. La articolul 88 s-a propus o redacție nouă pentru un alineat care vizează statutul de funcționar public aparatul prezidiului, având în vedere că, conform articolul 71, Academia de Știință va fi o instituție publică. Și la final s-a propus în contextul trecerii institutelor care am menționat anterior, s-a propus completarea cu alineatul 2 cu o sintagmă la articolul 3 a proiectului, care ține de calitatea de fondator a unor organizații și unor instituții de cercetări fundamentale. Redacția o vedeți pe site. Este evident că calitatea de fondator acestor organizații a fost deținută de Academie de mai mult de 70 de ani și în context președintele Academiei în cadrul ședinței a adus un argument enunțat de experții europeni, precum că îl vedeți pe slide, este vorba de recomandarea numărul 5, ce se ține de salvagardarea capacităților publice de cercetare și inovare a Moldovei, asigurarea autonomiei și independența Academiei de Știință prin asigurarea, menținerea și consolidarea institutelor de cercetare, a capitalului fizic, intelectual, uman al acestora. Din păcate, la definitivarea proiectului nu s-a ținut cont de această recomandare experți, deși experții europeni în cadrul misiunii sale au constatat că situația curentă a instituțiilor precum și a finanțării este pe linia de bază, adică de plutire, este minimul necesar pentru dezvoltarea întregului sistem și aici mă refer inclusiv și la ar fi oportun să menționez că în redacția, în proiectul codul anterior era prevăzut și o creștere graduală a finanțării cercetării, care la fel reprezintă un minim. Dacă e să vorbim despre racordarea proiectului la recomandările experților europeni, am avut timp să analizez doar cele 7 recomandări de bază, deci putem vedea că proiectul ține cont pe deplin doar de 2 recomandări și parțial de altele 2, din totalul de 7. Deci dacă să mergem așa, pe incorporarea politicilor cercetare și inovare în politici și strategiile economice ale țării. Deci nu se reflectă în proiect, deși poate fi implementată și ulterior. Îmbunătățirea administrării naționale a sistemului prin responsabilizarea unui minister este prevăzut de proiect în cadrul Ministerului noua entitate care va fi creată, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, crearea unei agenții independente, transparente.
Domnul academician, deci domnul președinte a rugat ca analiza să cuprindă și recomandările experților. Și iată, acum domnul Sirotilă prezintă. Ori aici în Academie, dacă țineți minte, de câteva ori au fost experți europeni, au lucrat în echipă și iată în ce măsură în proiectul promovat de guvern se regăsesc aceste viziuni ale experților. Eu consider că sunt destul de importante. Da, ele sunt, poate, știu eu, nu atât PV-ul prezentate, dar da. Poftim, domnul Sirotil, ați spus că 4, 2 integral și 2 parțial. Permiteți să continui, da? Da, poftim. Deci, ce își ține crearea unei agenții a fost implementată, este prevăzut Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare. Recomandarea numărul 4, ce își ține redresarea situației binare a sistemului cercetare și educație, prin care educația se focusează mai mult pe predare și cercetarea mai mult pe procesul științific, a fost implementat parțial doar din considerentul că a fost, se propune crearea unei agenții de evaluare care pentru întreg ciclu de învățământ preuniversitar, universitar și cercetare. Ce își ține de recomandarea 5 de menținerea institutelor cercetare și autonomie academiei nu s-a ținut cont de recomandarea numărul 6 pentru o îmbunătățire oportunității de angajare, salarizare și condiții de muncă pentru cercetători a fost implementat parțial datorită faptului că proiectul prevede micșorarea pragului, să spunem așa, sau cerințelor de intrare în sistem pentru tineri și pentru cadrul de inovare, la fel, proiectul nu prevede nu conține anumite prevederi. Câteva carențe și incertitudini al proiectului și cu asta finalizez. Deci se conturează două direcții în care ar putea fi îmbunătățit proiectul. Primul ar fi definirea clară a autonomiei și atribuțiilor Academiei de Științe prin excluderea prevederilor ce creează interferență în autonomia Academiei, prin includerea unei prevederi imperative pentru toate organizațiile din domeniul de a raporta rezultatele științifice la Academie de Științe, care se va expune în cadrul sectorului și va comunica aprecierea sa autorității. Și prin includerea unei prevederi ce vizează atribuția Academiei de Științe de a înainta propuneri pentru prioritățile strategice pentru țară și elaborarea strategiilor de dezvoltare. A doua direcție ar fi definirea și consolidarea statutului cercetătorilor și administratorilor din sistem. În primul rând, în proiect, nu, dar și în legislația conexă, nu sunt prevăzute careva mecanism de îmbunătățire a salarizării. Se propune de menținut statutul de funcționar public pentru aparatul Academiei de Științe și menținerea statutului înalt al personalului de conducere, inclusiv cel de demnitate publică, care este stipulat atât în proiect cât și în legislația conexă. Vă mulțumesc pentru atenție.